Un aliment care predomină în bucătăria mediteraneană este folosit de secole în scopuri medicinale, deoarece reduce riscul cancerului și are proprietăți antiinflamatorii. Este vorba despre uleiul de măsline. O linguriță din acest aliment pe zi ține doctorul departe. Efectele grăsimilor alimentare asupra sănătății sunt controversate. Uleiul de măsline extra virgin însă este o sursă excelentă de grăsimi sănătoase și nutrienți valoroși pentru sănătatea noastră, iar băutul pe stomacul gol are o influență benefică asupra organismului nostru. Dumneavoastră folosiți ulei de măsline? Da, îl folosesc la salate. Face bine și pentru fiere și pentru ficat. Este indicat, da. Îl folosim la salate foarte mult. Adică zilnic, când facem salată, folosim ulei de măsline. Și doamnele noastre din Mehedinți preferă uleiul de măsline în favoarea celui de floarea soarelui. Da, da, îl folosim, e foarte bun. Dumneavoastră folosiți uleiul de măsline? Da, da. Ați auzit că are multe beneficii pentru organism? Da, da, da. Da. Experții sunt de acord că uleiul de măsline, în special extra virgin, este benefic organismului și previne o mulțime de boli. Acest aliment, băut pe stomacul gol, protejează celulele de modificări care pot conduce la apariția cancerului. De asemenea, are proprietăți curative pentru colon și este un remediu excelent pentru persoanele care suferă de constipație.